Haideți toată lumea la un ceai fierbinte, o cafeluță. Domnul, domnul Indreabu. Ceai? Câte minute ai făcut? Nu știu, la cât am venit și eu, 20 ceva de minute. Hai că dau. Ia mai pune și ceai. Este o deschidere organizată de Asociația de Vânătoare Privată Codru. Este prima vânătoare organizată pe fondul nostru, după ce s-a încheiat Boncănitul și au căzut primele brume, ca vânătoarea de mistrez de astăzi să aibă și un efect. Sper să fie totul ok, prieteni mulți, invitați și să ne simțim ca la vânătoare. Sport și voie bună! Am luat din primă, dar am mai dus încă vreo 10-15 minute. Atunci m-am alergat, m-am dus după el și am alunecat pe o erou de nivelare. Primar, ești optimist astăzi? Păi sigur, sperăm să fie ok. Deschiderea... O să iasă în ștandul noastră? Păi, pentru aia mi-am pus culoarea mai deosebită să vină spre mine. În momentul în care m-am hotărât să fiu vânător, am știut că trebuie să iau și hotărârea de a trage. Deci n-am să mă las niciodată călcat în picioare de un mistreț. Normal, dacă îl văd că vine sau îl observ și este o vânătoare normal, cu multă lume și toată lumea poate să aibă șansă să tragă în acest mistreț, voi trage și eu focul. Vă rog să fim cât se poate de atenți astăzi, pentru că suntem foarte mulți, suntem cu arme și să respectăm cu mare strictețe regulile de protecție a muncii, de folosire a armelor. Domnilor și domnilor vânători și invitați, mulțumesc organizatorilor că m-au invitat și pe mine ca să văd așa mare grupă de vânătoare cum sunteți dumneavoastră în prezent. Am păstorit acest fond de vânătoare, și din punct de vedere silvic și de vânătoare, 42 de ani de zile, unde vă dați seama că s-a întâmplat multe evenimente. La început, fondul ăsta de vânătoare a rămas fond de vânătoare bun de pe vremea când au fost pe aici un baron. El a dus și cerbul, aici cerbul carpatin, și s-a ocupat de vânătoare, așa că a respectat, bun înțeles, toate regulile care au fost. În timp când am intrat eu în serviciu, o trecut lună de zile și n-am văzut urmă de cervidei, de cerb sau de ciudă, de femelă sau mascul. O trecut ani și pentru o bună organizare și respectarea legilor care au fost în vigoare, s-a ajuns ca fondul de vânătoare a Soaș să ajungă printre primele fonduri și că a fost primul fond de vânătoare din punct de vedere a bunității în județul Maramureș și față de multe județe. Trăznesc să vă mulțumesc tuturor din suflet că ne acceptați pe noi, care suntem acel sex slab, cum ne numiți dumneavoastră, să fim alături de dumneavoastră chiar și la vânătoare. Ne bucurăm foarte, foarte mult să vă fim alături, să putem merge cu arma pe umăr, alături de dumneavoastră în coloană, așa cum am văzut la fiecare vânătoare. Și ne bucurăm foarte mult că, în primul rând, ne putem însoți soții noștri la aceste petreceri minunate, pe care până acum noi n-am știut, de fapt, cum se desfășoară și de care suntem foarte mulțumite că acum, împreună cu dumneavoastră, putem să le gustăm, să le savurăm cu adevărat. Vă mulțumesc foarte mult în numele colegelor mele, de care sunt foarte mândră și pe care tot timpul încerc să le scot în evidență și să le spun, doamnelor, suntem vânătorițe. Vă mulțumesc! Ziua, câte arme, câte focuri, câți mistreți! Multe arme, multe focuri! Mulți mistreți! Ce arme folosiți astăzi? Blaster. Carabină de obicei un calibru un pic mai mare decât cele obișnuite.
noastre performanță foarte bună. Rezență mare. Dacă iese vânatul, cam greu să scapă. Dacă iese vânatul, sperăm să nu rănim, ci să picem foc. După mine o striga mulți porcule, știi? Cred că nu-ți problemă. Nu vânăm isteța. Punctul de ochire și se declanșează. Miseria. Deci e o armă veche. Asta e... Cea mai bătrână pușcă din vânătoarea de astăzi? Da. Cea mai bătrână pușcă cu vânătorul cel mai tânăr. Ce mai grea, pușca sau drumul? Nici una, nici alta. La anilor și nu pușe nimica. Apoi nu știu cum să rămân. Dar acum ce se întâmplă? Deci se duce la un până sunt tot felul de... Doamna ursule! Vasile, ce Vasile, măi, am tras două focuri și nu l-am nimerit. Și s-a terminat vânătoarea. Nu, și zice, o tras, doamna, zice, eu nu știu dacă l-am nimerit, dar au căzut fazanul. A fost simpatic. Da, și te plimbi, într-adevăr, nu stai în mișcare, foarte multă mișcare. Nu, și este antrenant. Da. Să fie bine. Să las la un mistres frumos.
un exemplar extraordinar. Am înțeles că este un vier foarte mare. Dacă Dumnezeu ajută, îl chicurăm. Partea tehnică. Ce înseamnă? Deci de pregătim arma pentru vânătoare, practic. Prima dată desfacem luneta. Arma. Arma este asigurată. În momentul când vine vânatul, se scoate piedica, arma e desasigurată. Asta este arma mai specială, care se și armează în același timp. Deci acum este chiar armată, gata pentru foc. Dacă apare mistrețul. Dacă apare mistrețul, ne reglăm luneta după asta. Aici fiind un loc mai strâmt, o punem mai pe gonă, deci pe 1,5. Reglăm. După ochiul nostru, dioptria, și suntem pregătiți de foc. A spus glanțul de aur. Posibil, eu mi-aș dori. Deci, în momentul când vine vânatul, suntem atenți, nu facem nicio mișcare și îl luăm în putare. De unde ar trebui să apară? Mai tare aici. Pe partea asta aici. Vânătorii se duc pe aici, așa închis în gol. Pare de foc. Ați vânat mulți mistreți aici? Să vrem destui. Dumneavoastră personal, ați vânat mulți? Eu? Da. Am vânat mulți. Câți ani ați fost vânător? 42. S-a întâmplat cu pușcat, mistrețul și-a rămas jos. Și bucuroși că a rămas unul săruta lemnul, la lângă care a stat în ștand. A răzumat arma de lemn și tămerea la mistreț și-l săruta. A fost un mistreț mare, un vier mare de peste 200 de kilograme. Între timp mistrețul s-a sculat și s-a dus și-a rămas fără el. Faceți față cu o fiară de pădure dacă vă apare în obiectiv. Bineînțeles. A văzut și ursul. Acum aștept un mistreț mare. Aici nu avem noi uză. Dacă apare și aici dispare. Aici nu apare. Mistrețul dacă apare și dispare. Suntem pe el.
S-a crescut adrenalina. Evident, la primele focuri a crescut. Așteptăm să vedem dacă vin și spre noi mistreții. Probabil a ieșit o turmă mai jos. Pregătit, pregătit. Da, da, da. Poate să treacă mistrețul? Cred că... Trebuia să rămâneți aici, nu puteam să vă rețin, nu aveam probleme de fapt. Cum a fost? Ușor, îmi pare rău, regret că l-am fost mai slab ca mine. Comandant umbla cu mâna azi noapte undeva, 100% umbla la blană, că blana la blană trage, aia e clar. Și felicităm. Bateria e cam gata. Na, e bun. Eu care am crezut că l-am pușcat eu. Ați tras și noastră? Primul foc. Aurelia, facă vrei al tău. Nu, că... E acolo o traseamă. O
vrea să vină. Că venea foarte încet. Că și mine. Adevărul că venea foarte încet. Dar aveți o pun lume. Pradu, ce va găbi? Pune-le în buzunar, alea sa tale. Perdea-ți dreacu să-ți fie. Uia lui Nicu. Pericolă. Asta e primul lucru care se face după ce e vânat un vier? Vierul de fiecare dată după ce se împușcă, e primul lucru care se face, se castrează. Pentru ca să nu se împrăștie în organism, ca carnea să se poată folosi. Da? E vorba și de perioada de împerecare. Dar sigur, deja au intrat în perioada de... Da, nu, mai că te mușcă, mă. Baci, mă! Baci, mă! Te totul și... Care mă mușcă câinile astea? Da, astea sunt cuduliți, sunt comestibile, așa? Da. I-ai și sec, așa, după burtă. Nu știe, lasă-l iau eu. Cine vă autorul? De la altul... Musafiri, De la altul câinile? Să-mi zic. De la altul fondul actual. Ui, măi! Hei! Am avut de două ori gata, luați câinii de pe el. Ierba, ierba. Ierba. De la o stiers careva acolo pe din sus. Hai toată lumea la geam. Băi, haideți! Hai dați din... Băi, ceapă! Hai dați din coace! Hai! Bogdan! Da, deci vânătorului se înmânează crenguța, cele care reușește să împuște. Fericitul de astăzi colegul nostru Mircea. Da, nici, dar nu mai sunt. Să vedem. Nu e de laur, e de fac. De fac că nu este de stejar aici. Ce uite, mai mici acolo. Super. Dintr-un oi din ăla, eu luam și direct pe plesca în jos. Mircea, dintr-un nou. Gata, măi. Nu, din două, că am tras în tandem cu domn director. Acum la autopsie o să vedem, acum îl chemăm pe Alin. Băi, gonoși! Băi, gonoși! Păi, hai încoace, dar nu l-am duce cu mâine. Da, acum tu. Da, bine, bine. Da, la ea l-ai. Eu trec ea l-ai, mă. Da, mă. Da, te-o mă trec acasă aici. Da, mă. Au, mă. E mai fain. E trec acasă aici, să vă spune. Nu, e mai mic alu. Nu-i părăză. Nu, nu. Sunt trofei veritabile, le-ați găsit prin pădure? Da, da, da. Nici diferență mare nu-i. Nu, poate pădure, da. Da, poate fi părăză. Poate fi, că și aici are un pic. Nu-s mai, nu-s de la un. El, da, vreau ce face bine. Hai, mă, nu-i de gliganul, mă. Trage vid, o să vedem gliganul, mă. Cornile de cer, mă. Aici deja țipă cornile. Băi, pune, Vasile, Vasile, pune-i cornile la porc. Nu e pereche, nu? Nu, eu l-am aflat pe ăsta acolo. Unde? Două zile cu puse. Ai o piesă. Și noi am putut avea un iepure, a trecut un iepure pe lângă noi, de numai așa un... Nu, eu n-am tras decât un sub de foc la ea. Dar și ce a tras fria pe alea? Asta e vulpe tânără, e bun. Păi ai nu scăpat pe cioc. Nu mai zic. Cam câte kilograme are așa? Are 150 de ceară.
Are 120-130. Ați alergat mult după el, și greu. Cum a fost goana? Foarte grea. Călduroasă. Și căldură mare în goană. Da, totuși până la urmă meritat, că a ieșit ceva. Frumos. Care ar fi rezultatul pe ziua de azi? Deci rezultatul rămâne ăsta, un mistreț și o vulpe pe ziua de azi. Să vede. Se trage un mistețul cu corn de cerb. Adevărat. E foarte frumos. Hai. O vânătoare adevărat. Nu era fair play din partea noastră. Din partea stângă. Am crezut întâi că îl lovește soția să asistăm la un botez. Da? L-a tras sub el. L-a rănit puțin, l-a tras sub el. L-a dus dincolo la director și la... Și eu am tras la el. Asta? Cred că ăsta e. Și? Din partea stângă am tras. Ne uitam. Nu, altul a fost blindat, că altfel cădea. De obicei cadă. De obicei nu scapă. Nu scapă.